Și slatina la ce o folosiți? La șuncă. La șuncă? Și cum puneți șunca în slatina? În tăiem în bucăți, în pătrățele sau depinde cum fiecare cum dorește. Și punem în bidoane sau găleți ce vrem să punem. Turnăm deasupra sarămul. Lăsăm acolo. Nu se strică, nu se moaie. O să folosești peste ea.